Neața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, situația dintre tine și persoana iubită se poate îndrepta treptat. Puteți începe să analizați unde s-a greșit și cum să îndreptați asta. Cheia este să vă purtați frumos unul cu celălalt și să ascultați. Taur, nu-ți dai seama care sunt intențiile exacte ale partenerului de viață și asta te face să simți că pășești pe nisipuri mișcătoare. Este o zi în care simți nevoia să ai o oarecare siguranță în ceea ce privește viața sentimentală și pui întrebări în acest sens. Gemeni, atmosfera astrală de astăzi te încurajează să faci progrese în ceea ce privește relația ta. Ești într-o situație în care un pas înainte s-ar putea să însemne doi pași înapoi. Poate că este timpul să te lași dus de val. Rac, atracția, romantismul și o relație stabilă nu reprezintă nici pe departe același lucru. Ceva se întâmplă cu tine și nu știi în ce parte să o apuci. Fiecare îți urde, însă nu ești pregătit pentru toate. Ai grijă ce faci și aplică principiul moderației, indiferent de ce îți spune inima. Leu, dacă nu-ți cunoști trecutul, ești condamnat să-l repeți și se aplică și în viața sentimentală, așa că măsoară-ți greșelile și vezi cum faci ca ele să nu se mai repete, astăzi, nu mâine. Fecioară, ar fi bine să pui capăt unei relații care pare să fie chinuitare de multă vreme. Ești de acord cu partenerul că amânarea unei despărțiri nu face decât să agraveze lucrurile. Balanță, îți asumi un risc la care te gândeai de ceva vreme. Nu este ca și când curajul ar fi picat din cer, ci vine altă perspectivă a relației cu persoana iubită, lucru care îți va deschide calea către o altă dimensiune a poveștii tale de dragoste. Scorpion, ai iarăși o dispoziție critică și s-ar putea să-ți exasperezi partenerul cu încă o discuție tranșantă legată de voi doi. Din păcate, riști să întinzi atât de mult coarda încât să se rupă. Mai bine astăzi eviți compania de dragul armoniei. Săgetător, atitudinea ta unică atrage tot felul de oameni în jurul tău. Astăzi, printre atâția oameni diferiți, ai ocazia să-l întâlnești pe acel om, la fel de ieșit din comun ca și tine. Scânteile vor fi în aer. Capricorn, de obicei nu îți place să ai secrete față de persoana iubită, dar astăzi îți dai seama că ceea ce rămâne ascuns nu poate răni, așa că preferi să păstrezi un anumit aspect numai pentru tine. Vărsător, o zi bună să împarți în jurul tău numai bună și optimism. Aranjează o petrecere spontană împreună cu persoana iubită și invită prieteni, căci la sfârșitul petrecerii vei fi cu siguranță ca o familie fericită. Pești, ești pe punctul de a întâlni pe cineva alături de care să pornești într-o reală călătorie. Dacă ești în căutarea iubirii și ai tot suferit dezamăgiri, astăzi ai parte de o surpriză. O simplă conversație, o conversație duce spre o experiență cum nu ai mai trăit niciodată. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!